Domnule întoi, bine ați revenit la Europa Liberă. Dumneavoastră sunteți unul dintre cei mai mari cunoscători ai problematicii transnistrene și probabil una dintre puținele persoane care aveți o abordare categorică a politicilor Chișinăului în raport cu regiunea separatistă. Categorică, și eficient. Bine să-i zicem așa. Vreau să vă întreb dacă acum, comparativ cu doi ani în urmă, dumneavoastră sunteți mai îngrijorat sau sunteți mai optimist că există șanse de reglementare pașnică a acestui conflict prin integrarea, reintegrarea regiunii? Sunt mai îngrijorat, în primul rând, urmărind ceea ce se întâmplă pe linia frontului în Ucraina. Haideți să discutăm despre aceste motive de îngrijorare, dar și despre cele mai recente știri din regiunea transnistreană în studioul Europei Libere. Regiunea transnistreană Repub... Republicii Moldova. Regiunea transnistreană Republicii Moldova, desigur. Oazon Antoi, sunteți deputat al Partidului de Guvernare, Acțiune și Solidaritate, dar sunteți cunoscut mai mult publicului larg pentru expertiza și poziția dumneavoastră în problematica transnistriană, de care putem spune că vă ocupați de peste 30 de ani. În regiunea transnistriană a Republicii Moldova, tocmai s-a consumat un eveniment care se întâmplă mai rar, odată la Câțiva ani, sau am putea spune la, la câteva decenii, liderul separatist al acestei regiuni, Vadim Krasnoselski, a chemat la un congres, cum spun ei, toți actualii și foștii deputați ai regiunii separatiste. Ei au acuzat guvernul de la Chișinău de presiuni echivalente cu, așa cum spun, un război economic și au cerut Parlamentului de la Moscova uh, măsuri de protecție uh, a regiunii transnistrene. Rusia a spus că Duma de Stat uh, uh, va analiza această cerere și aș vrea să discutăm despre acest lucru, domnule Nantoi, uh, pendelete pentru început. Pas cu pas, dar, întâi de toate, aș vrea să vă întreb: dacă dumneavoastră ați urmărit ceea ce s-a întâmplat la Tiraspol și din ce surse v-ați informat dacă ați urmărit acel, așa zis, Congres? La 13 octombrie 1989, eu am fost ales vicepreședintele sfatului Frontului Popular, responsabil de relațiile interetnice. Și de atunci am digerat procesele și de la sudul Republicii Moldova și din zona de est a Republicii Moldova. Și ce e drept, ultimii ani eu sunt persoană non grată, atât în Rusia, precum și în stânga Nistrului, dar uh, comunic cu oamenii uh, normal de treabă din stânga uh, Am experiență, cunosc pe mulți actori, uh, țin minte procesele și îmi dau seama de interesele care se realizează prin așa zis un conflict transistrian. Aceasta mă ajută să înțeleg într-o măsură oricare ceea ce se întâmplă și ceea ce este mai important să încerc să prognozez ce ar putea să se întâmple. Și ce ar putea să se întâmple, domnule Antoine? Republica Moldova are un mare noroc care se numește Ucraina. Din punct de vedere geografic, dacă ne uităm, noi nu avem frontieră comună cu Federația Rusă. Cei ce deci, s-au întâmplat în cazul Georgiei și în cazul Ucrainei. Da? Și Ucraina pe noi ne protejat timp de decenii, din punct de vedere geografic, chiar dacă nu totdeauna relațiile noastre erau cele mai, să spunem așa, erau umbrite în unele situație, de probleme moștenite din trecut, etc., etc. După 24 februarie 2022, situația s-a brutalizat, aș fi spus eu. Să nu uităm că au fost cazuri când trupele ruse au ajuns la distanța de 135 de km de frontieră Republicii Moldova. Și eu mi-aduc aminte de anul 2014, când au pornit Rusia cu anexarea Crimeei, Apropo, la 16 martie se împlinesc zece ani de la așa zisul referendum. Eu țin minte proiectul Rusia, așa zisul referendum din zona de sud a Republicii Moldova și proiectul Republicii Bugeac, care urma să fie realizat în urma distrămării Ucrainei și din contul Republicii Moldova și atunci sigur că experții, mai puțin politicienii, noi ne-am sensibilizat dar situația s-a stabilizat și noi am uitat de această problemă. Acum ce ar putea să se întâmple? Eu mă uit pe linia frontului. Deci da, situația este dramatică. Noi am văzut ce s-a întâmplat în prima fază acestei agresiuni, când Federația Rusă considera că Ucraina se va destrama ca stat și ei vor fi întâmpinați cu flori, în calitate de eliberatori. Pe urmă a trecut faza când Ucraina a avut succese răsunătoare pe câmp de luptă și acum a venit faza de război de uzură. Și aici trebuie să spunem că Federația Rusă, regimul din Federația Rusă a reușit să creeze un regim prin care a transformat cetățenii rusi în carne de tun. Și carne de tun din partea Rusă este mai mult decât poate să vreze Ucraina. Sunt sisteme de armament unde Rusia continuă să aibă superioritate. Și, ultimul timp, eu văd cum Rusia încearcă să avanseze, nu fără succese, pe unele porțiuni de front. front, front. Și aceasta, sigur, că provoacă semne de întrebare, dar cum, vă, cum vor derula evenimentele, care va fi finalitatea acestui război ce impact aceasta ar putea să aibă asupra Republicii Moldova și iarăși revin la ideea că atâta timp cât Ucraina rezistă, noi putem ironic să privim la ceea ce se întâmplă în stângănistul sub aspectul congreselor, necongreselor. Acum se încearcă să se copie, să se tragă la Indigo această formulă răsuflată, care deja nu impresionează pe nimeni și voi cei tineri nici nu știți despre ce este vorba, dar în stânga Nistrului a avut loc un spectacol care a fost regizat de la Kremlin și eu consider personal că acest spectacol trebuie să ofere argumente Kremlinului pentru atacuri informaționale Împotriva Republicii Moldova, împotriva actualei guvernări, în special ținând cont de acele procese, evenimente politice importante ce urmează să aibă loc în anul 2024. Deci vă referiți la alegerile prezidențiale și la un referendum privind integrarea în Uniunea Europeană? Da, Așa. și noi am văzut deja, practic, un deceniu, se discută și nu fără temei despre intervențiile Federației Ruse în procese electorale în țări importante și puternice. În nu, doar în da, nu doar în Republica Moldova. nu Republica Moldova. Domnule Nando, vreau să rămânem un pic la uh, povestea cu ceea ce s-a întâmplat în uh, regiunea transnistreană, deși dumneavoastră ați spus că a fost un spectacol care credeți că a fost regizat de la Kremlin. A mai fost o chestie. Înainte, cu o săptămână înainte de acest așa zis congres, uh, un uh, activist din regiunea separatistă, Ghenadi Ciorba, care anterior a condus și așa zisul Serviciul Transnistrian pentru Comunicații, Informații și Mass Media, a lansat o idee pe rețelele de socializare, cum că la acest congres, care avea loc sau urma să aibă loc pe 28 februarie, regiunea separatistă va cere alipirea la Federația Rusă și mai apoi a doua zi când Putin urma să aibă acel discurs la Moscova, el va accepta această cerere. Deci această știre sau mă rog, această speculație pe care el a promovat-o pe de ipo, ipoteză. Bine, discutăm și de ce ziceți că este ipoteză, pe care el a lansat-o. A devenit foarte populară, inclusiv în mass media internațională. Ea a fost preluată la greu și uh, a fost una dintre, cum să zic, dintre știrile sau evenimentele uh, în care Transnistria a fost uh, în vizorul presei din întreaga Europa. Acest lucru nu s-a întâmplat, Putin și-a rostit discursul, nu a pomenit nimic despre regiunea separatistă transnistreană. Dumneavoastră, cum credeți, care a fost scopul lansării acestei ipoteze sau acestei speculații? Persoanele care cunosc ceea ce s-a întâmplat în spațiul ex-sovietic, cel puțin au motive să presupună scenariile cele mai radicale. Domnul Ciorba are tot dreptul moral să presupună și așa o ipoteză. Însă, eu aici revin la alte lucruri mai importante, în opinia mea. Din 92 încoace, în stânga Nistrului au fost realizate vreo șase pseudo-referendumuri sau nu știu ce acolo și ei tot se cereau în componența Rusiei. Dar trebuie să înțelegem foarte bine un lucru elementar și fundamental. Rusia nu are nevoie de așa zise Transnistria. Rusia are nevoie de întreaga Republica Moldova. Și anume din această cauză, Federația Rusă a impus la 21 iulie 1992 formatul unic al trupelor de menținere a păcii care au devenit un scut de protecție a acestui regim. Anume din această cauză, în februarie 2002, la Bratislava, Federația Rusă a impus și Republica Moldova a acceptat, așa zisul, format pentalateral al procesului de negocieri care din start a fost gândit ca o capcană pentru Republica Moldova. 22 de ani au trecut până la începutul agresiunii. nu, 20 de ani până la începutul agresiunii frontale a Rusiei împotriva Ucrainei a fost necesare. Deci noi tot, nu eu, eu strigam că aceasta e o capcană pentru Moldova, dar lumea nu știu cum s-a consolat cu gândul că, iată, acolo este un proces de negocieri și cândva o să apară o soluție miraculoasă și noi o să avem o țară reîntregită. Nu, a fost o capcană în care Republica Moldova s-a bălăcit, în urma corupției și agenturii rusești, noi am făcut cedări unilaterale, inimaginabile, regimului din stânga da? Și ei au trăit bine, mersine, mai vorbind, de faptul că Federația Rusă, de, timp de decenii, le livrează gaz uh, natural uh, pe gratis, da? Și iată, uh, astea, lucrurile astea trebuie să ținem cont de ele. Rusia are nevoie de Dragă Republică Moldova, și când noi vorbim, inclusiv cei ce au declarat ieri, dacă nu greșesc, domnul Musteață, director servicii de informații și securitate, domnului pur și simplu a comprimat într o formă așa mai mai închegată tot ce știe toată lumea, că Federația Rusă a pornit un șir de acțiuni împotriva Republicii Moldova, pe care noi le numim război hibrid. Cu scopul nu numai de destabilizarea situației, dar numai pentru a prelua controlul asupra întregii republicii în Moldova prin schimbarea guvernării. Credeți că aici ar fi fost la, prin acest așa zis congres și un strigăt de ajutor al acestor uh, proclamate administrații de la Tiraspol care acum apar să devină de exemplu irelevante pentru agenții economici din regiune, pentru că agenții economici de acolo vor avea nevoie și au nevoie de o relație bună și oficială cu autoritățile constituționale de la Chișinău ca să poată uh, să importe și să exporte în Uniunea Europeană. Atunci când noi vorbim despre regiunea a Republicii Moldova, noi comitem o greșeală fundamentală, uitând de faptul că acolo sunt nu numai șeriful și pretinșii lideri, și chiar și grupul operativ al trupelor ruse. Acolo sunt locuitorii malului stâng. În mare majoritate, ei s-au ales cu cetățenii Republicii Moldova și acești oameni sunt ostatici ai regimului. În stângă, în sunt oameni raționali, care sunt conștienți de absurditatea situației, dar, repet, ei sunt sub capacul acestui regim banditesc, care, care, în mod brutal, sistematic, strân, asta încalcă drepturile fundamentale ale omului în stânga Agenții economici. Agenții economici caută profit și ei sunt absolut conștienți de faptul că acest regim doar le încurcă dar cine îi întreabă? Pot să vă aduc aminte că la 3 martie 2006 a început să funcționeze de-a lungul porțiunii transnistrene a frontierii moldova ucrainene misiunea Uniunii Europeană de asistență la frontieră, EUBAN. Și tot a fost provocat o campanie isterică, că e catastrofă umanitară, blocadă economică din Rusia chiar au fost trimise două convoaie cu asistență umanitară. Și apoi pe urmă, la 18 mai 2006, când cei de la Kremlin și cei de la Tiraspol au înțeles că Chivul, Chișinăul și Uniunea Europeană nu cedează, un oricare Igor Smirnov le-a spus agențiilor economice, ei bine, înregistrați-vă la Chișinău. Și ei s-au înregistrat la Chișinău și ei au început să efectueze operațiuni de import-export cu acte în regulă de Agenții Economice a Republicii Moldova, cu documente vamale, cu certificate de conformitate liberate de Republica Moldova, dar fără ca să plătească un bănuț în bugetul Republicii Moldova. Care este explicația? Corupția. Da? Și iată, acum, încetul pas cu pas, ținând cont de atmosfera a, stresantă a, în legătură cu războiul din Ucraina, deci acest regim este pus la punct și este impus măcar să plătească o parte din impozite în bugetul Republicii Moldova. Războiul pe care l-a pornit și îl poartă încă Rusia împotriva Ucrainei a schimbat cu adevărat contextul regional și a schimbat și contextul în Republica Moldova. Dumneavoastră, domnule Nantoi, mi-ați spus la începutul interviului nostru că sunteți mai îngrijorat acum în privința unei soluții pașnice și rapide de soluționare a conflictului transnistrian prin reintegrarea acestei regiuni. Dar aș să vedem acum și cum văd sau ce cred oamenii despre această problemă și cum poate fi ea soluționată? Noi am întrebat câțiva oameni pe care i-am întâlnit la întâmplare pe străzele din Chișinău și i-am întrebat dacă sunt interesați de ce, ce se întâmplă în regiunea transnistriană, cum văd ei contextul de acolo și cum văd o soluționare a acestui diferent? Și o să vă rog să urmărim acum opiniile lor. ne uităm la știri de... E un șantaj din partea lor și autoritățile noastre le permit lucrul să fac. Spuneți, dar sunteți mai optimist sau mai pesimist acum doi ani adică de când a început războiul? Ce va fi reintegrare sau nu? Cum credeți? Cu Transnistria? Da. Nu cred, fiindcă jocul îl fac ca noștri, de la Chișinău, sunt interesați ca să fie o gaură neagră. Acolo să fac afaceri a noștrii, cu ei fac afaceri foarte bine și treaba merge atâta timp cât au noștri interes la Chișinău, lucrurile nu schimbă. După părerea mea nu se va uni niciodată, acesta este un război înghețat cu Transnistria și nu cred că se va uni. Sincer, chiar nu urmăresc, nu mă interesează, sunt atât de bulversate de tot ce se întâmplă și chiar am deconectat telefonul la tema asta, nu mă mai uit, nu mă mai interesează, pentru că doar ne facem niște să zic așa, niște păreri negative. Merge vorba că acolo vor să cu... Unească... Să unească cu Rusia. Asta e problema mare la noi. Pericul foarte mare din partea Rusiei. Și fără România, noi nu putem, fără scutul NATO, noi nu putem să supraviețuim. Noi suntem acum în umbra Ucrainei. Cum cedează Ucraina, cum noi am să fim într-un alt А Я не знаю, как обстоят дела на политическом поприще, но Приднестровье должна быть частью Молдовы всегда. Это может быть, как-то надо э, переименовать Молдавская Федерация, но Приднестровье – это часть Молдовы. Я все-таки надеюсь, что Молдова станет независимым цельным государством. Мы знаем, как в 1991-1992 году решался этот вопрос и почему э, Приднестровье стало так называемой независимой республикой. То есть я люблю свою страну, я русскоязычная молдаванка. Я думаю, что в Молдове, потому что Транснистрия – это часть Молдова. Și cum noi dorim să aderăm la Uniunea Europeană, noi trebuie să fim un stat integru, și respectiv dacă va, se va primi, ne vom uni și vom fi partea Uniunii Europene, dacă nu se va începe un război respectiv cu Rusia. Pentru că majoritatea cunoscutilor mei care trăiesc în Transnistria, în partea transnistriană, ei sunt mai mult de partea Rusiei, ei și-au cetățenie rusă și cred că va fi problematic. Nu, n v-a surprins vreun răspuns sau poate v-a confirmat percepțiile pe care le aveți și dumneavoastră? Nu, eu înțeleg pe oamenii care își expun asemenea opinii. mai mult ca atât activând la Institutul de Politici Publice. Noi, pe timpuri, eram renumiți prin barometrii de opinie public și eu care răspundeam de conflicte regionale, cu tristețe am constatat că în societate definitivă a dispărut interesul față de problema conflictului nesoluționat. Asta este realitatea. A doilea moment, eu vreau să atrag atenția la, la următorul fapt. Nu există soluții rapide. Eu vă duc un simplu exemplu. În stânga Nistrului există ceea ce ei numesc sistemul educațional. Pe internet e ușor de găsit e, informația câți elevi, e, în câte școli, câți profesori cu universitate cei de la Tiraspol, câți, da, și asta înseamnă că ministerul respectiv de la Chișinău, Ministerul Educației, în cazul dat domnul Dan Perciun, trebuie să aibă un plan de acțiuni pentru integrarea sistemului educațional din stânga Nistrului în sistemul educațional al Republicii Moldova, în baza curicului Republicii Moldova. Vă asta trebuie de... să fie un plan de acțiuni, cu resurse, calculat, cu cât traineri trebuiesc, în ce condiții, care va fi procesul de certificare, deci, ce, de... asta trebuie să fie un proces. Același lucru, eu, ca vârsta mea, deci eu întreb pe tinerii mei colegi, atât în stânga Nistului sunt, nu, aproximativ 120.000 de pensionari. Reîntregim țara veteranii MGB-ului, tot o să primească pensie de la Republica Moldova. Din care surse o să asigurăm plata pensiilor pentru oamenii din stânga nistă? În baza cărui principiu va fi calculată pensia pentru cei care au uh, trăit ani aceștia și au muncit? Nu toți au fost criminali. Cineva au fost șofer, cineva a fost medic, cineva... Deci vă dați seama, da? Deci, cu alte cuvinte, eu consider că noi trebuie să trecem de la declarații, patetice sau patriotice sau nu știu cum, sau cum patate, la elaborarea unei viziuni integrale, cum trebuie să arate țara reîntregită și cum trebuie să procedăm ca să acest proces să se încununeze cu succes și să nu dăuneze cei ce numim noi parcurs european sau să nu dăuneze procesul democratic în Moldova. Și aici este o întrebare neplăcută. Dacă noi până în prezent n-am reușit să integrăm pe concetățenii noștri din autonomie găgăuze și nu numai, cum o să integrăm pe cei din stânga nostru? Nu vă pare că trebuie să fim un pic mai autocritici? Eu am avut niște plecări în zona de sud cu unii angajați de la Ministerul Educației ca să vedem care este situația. Știți că sunt pedagogi de limba română care citesc pe silabe? Asta ce? Putin îi devine. La noi în Parlament nu dau nume, dar sunt deputați în CV-ul cărora scrie că a absolvit facultate de limbă moldovenească și limbă găgăuză. Timp de ani de zile n-am auzit bună zi o să fie rostit de la acești absolvenți. Asta Putin îi devine sau pare poate noi trebuie să fim un pic mai autocritici și să prioritizăm politicele. Cu alte cuvinte, noi am vorbit mult despre furtul miliardului, despre stat captiv, am compromis uh, ideea uh, europeană cu alianțele noastre din 2009-2010, cine mai ține minte, da? Dar este o problemă fundamentală, cum să asigurăm coeziunea societății și atunci mai puțin vom boci că uh, război hibrid și Rusia, da? Dar uh, lucrul este noi trebuie să-l facem. Și dacă nu realizăm lucrul ăsta pe malul drept, cum putem să ne ducem cu ideea de reunificare a țării pe malul stâng? Care este primul lucru pe care l-ați introduce dumneavoastră, domnule Nantoi, într-o viziune de reintegrare? Într-un document, să zicem, viziune de reintegrare. Care ar fi primul pas, primul lucru? Aici nu este vorba de primul pas. Trebuie să menținem dialog permanent cu oamenii din stânga nistru. Aici noi nu avem aceste politici. Au fost niște încercări sporadice, au fost acțiuni din partea societății civile. Țin minte anul 99-2000, când eu realizasem emisiunea la televiziune națională, poduri, da? Dar acest dialog lipsește. Prin acest dialog, oamenii din stânga nici trebuie să fie informați a despre avantajele de Trai într-o țară reîntregită, stat de drept democratic, eliberați de sub control acestui regim banditesc, despre perspectiva pozitivă de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Oamenii trebuie să fie informați. Dacă noi, sincer, dorim să avem o reîntregire pașnică a Republicii Moldova, pentru început trebuie să rezolvăm problema demilitarizării acestei regiuni. Pașnici deoarece când te uiți pe harta geografică și vezi acea fășă îngustă de pământ, îți dai seama că ei nu prea au un cotro. Și eu aș putea să vorbesc multe despre pretinsul potențial militar și stare de spirit în stânga nistului. Dar oricum, această problemă trebuie să fie trebuie să fie elaborată o viziune, niște soluții realiste și trebuie de la acțiune. Da, noi doi ani de zile am stat așa în, spun, nu vreau să spun, încrimeniți, dar ne-am să încum. nu agravăm situația, să nu provocăm, să nu destabilizăm. Dar războiul a intrat în faza de uzură și niciun război nu trebuie să ne încurce nouă, să ne gândim, să avem discuții, să ajungem la acea viziune. Cum realizăm, cum demilitarizăm această regiune? Noi avem nevoie de soluții pașnice, dar soluția pașnică nu înseamnă că nu ne gândim la aceste aspecte foarte concrete, cum integrăm sistemul educațional, sistemul social, sistemul fiscal, cum demilitarizăm această regiune. Mi-a spus ceva mai devreme că, în opinia dumneavoastră, Federația Rusă nu își dorește doar regiunea transnistreană păi, a Republicii Moldova, dar întreaga Republică Moldova. Și am observat uh, în ultimele zile că iată, reprezentanții sau politicienii din Federația Rusă n-au încetat să vorbească despre regiunea transnistreană și despre Republica Moldova în, în regime. A fost o declarație a ministrului rus de externe, Sergei Lavrov, care a zis la forumul diplomatic din Turcia că, o să citez aici, regimul care s-a instalat la Chișinău calcă pe urmele regimului de la Kiev, citat încheiat, apoi vicepreședintele Consiliului Rus de Securitate, Dmitri da, da, te permiteți. Eu, după 24 februarie 2022, nu știu cum am devenit destul de popular la canalele de TV din Ucraina. Nu numai în urma faptului că ea spilcuiuse șerul ucrainescui mov, dar sper că înțeleg mai multe lucruri. Și atunci când mie mi se vorbește despre Sergei Lavrov, eu de mai multe ori am spus la canalul de televiziune ucrainene și repet și în acest studiu. Sergei Lavrov nu e diplomat. Ministerul de Externe a Rusiei nu este Ministerul de Externe, este Ministerul Propagandei și Sergei Lavrov este urmașul lui Hebels. Da? Și atunci când noi vedem că cineva, haideți să ne gândim, Iată Rusia, 140 de milioane de oameni, de populație, are probleme, da, deci, da, război, etc., se ocupă de geopolitică la nivel global. Și iată de ce ei sunt preocupați de, de Republica Moldova. Prin ce așa tare noi îi deranjăm? Răspunsul este simplu. Atunci când Goebbels de la Moscova, Sergei Lavrov, sau Maria Zaharova deschide gura și lansează niște aberații, aceste aberații sunt preluate aici în Republica Moldova pentru a ataca doamna Maia Sandu și guvernarea, actuală guvernare, pentru a compromite referendumul, pentru a provoca ideea că Maia Sandu ne duce conform scenariului ucrainean, ne duce spre război și așa mai departe. Dar în Shor, care de la Israel se duce la Moscova, trebuie să ne aducă nouă pace. Da? așa eu exagerez. Prin urmare, noi când vedem aceste demersuri, auzim aceste demersuri din partea celor de la Moscova, trebuie să înțelegem foarte bine că acesta este un scenariu unde cineva lansează un zvon sau niște acuzații aberante. Și aici ele, acuzațiile sunt preluate de agentura lor. Și scopul este acela care, deci l-a formalizat directorul SIS-ului, compromiterea referendumului, provocarea haosului, ca doamna Maia Sandu să nu câștigem primul tur, etc., etc., pentru că am vorbit de Moscova și de partide și politicieni care se duc acolo, de curând a fost acolo și bașcana Evgenia Guțului, ea s-a plâns că Chișinăul ar asupri regiunea Găgăuză. Dumnezeu nu este membra guvernului de la Chișinău pentru că președinta Maya Sandu a spus că nu o va numi atâta vreme cât aceasta lucrează pentru o grupare criminală, cum a spus șefa statului. Ce știți dumneavoastră din discuțiile din arcul guvernamental, domnule Nantoi? Se urmăresc aceste vizite ale oficialilor sau ale autorităților locale ale Republicii Moldova în Federația Rusă? Se vor lua măsuri în privința. După cum am menționat, la 13 octombrie 89, am fost ales vicepreședintele sfatului Frontului Popular și de pe atunci am stabilit niște contacte. În zona de sud a Republicii Moldova. Până în prezent. Nu sunt tineri, ca și mine, dar oricum. Și eu totdeauna știam că în Autonomie găgăuză este lume bună. Uitați-vă ultimele cifre. Numărul celor care s-au -au înregistrat pentru a studia limba română. Da? Asta tot e un, e un indice, doar serios, real, da? Oamenii singuri sau cum programat, sau cum ca să studieze limba română. Deci, dar când în autonomie Găgăuză a avut loc alegerile Bașcanului, da? Eu urmăream situația și acolo era nu puțin lume care nu erau simpatizanții Kremlinului, dar care strigau în gura mare, unde este puterea? Unde se uită Chișinău? Voi nu vedeți ce se întâmplă? Pe noi ne cumpără. Și oamenii din autonomie găgăuză care nu ne simpatizează pe noi, scriau pe Facebook articole întregi, descriau schemele cum erau corupți, cumpărați alegătorii, cum erau aranjate schemele, cum se distribuiau banii. Asta este o problemă care nu este rezolvată până în prezent sigur că puteți să-mi spuneți de câți ani voi vreți să reformați justiția asta sau nu știu ce. Asta e nu. altă întrebare, dar, că dacă dar oricum, ne ducem acolo, durează oricum, mult. Pentru ca deci, să lupți cu niște crime, da? pentru că, deoarece finanțarea ilegală a procesului politic este o crimă, conform codului penal, alegerile și partidele politice, deci trebuie să ai structuri de stat funcționale. Și la acest capitol noi avem probleme foarte mari. Și respectiv, atunci când noi vorbim de război hibrid, iată țările baltici. Societăți consolidate, stat funcțional și atunci cei ce numim noi război hibrid pur și simplu nu lucrează în asemenea situații. Noi avem foarte multe vulnerabilități și Rusia profită de acest lucru. Ați observat o năsperire a tonului Chișinăului la, ca răspuns la acuzațiile pe care îi le aduce sau pe care le lansează Federația Rusă împotriva Republicii Moldova? Înseamnă asta că Republica Moldova se teme mai puțin acum de Rusia? Nu că noi ne temem, dar din momentul când să o a cristalizat situația cu agresiunea Federației Ruse împotriva Ucrainei, Republica Moldova a ales strategie sau tactică de, să spunem așa, de tăiere etapizată pas cu pas a tot ce ne leagă formal, că vă dați seama că Putin când a agresat, a atacat Ucraina, el nu s-a uitat în cadrul juridic al CSI-ului. Da? El nici la carte unul nu s-a uitat. Dar oricum, Republica Moldova a purces la, să spunem așa, tăierii etapizată a tot ce ne leagă de trecut și la, deci noi destul de tranșant ne-am asociat cu Ucraina, ne mai vorbim de participarea doamnei președinte la platforma de la Crimea, deci Republica Moldova a votat la adunarea generală a Organizației Naționale Unite cu alte state condamnând agresiunea Federației Rusiei împotriva Ucrainei. Alta este că, înțelegeți, Iată eu cândva am fost inginer și ocupându-mă de așa zisul conflict transestrian, decenii în urmă am constatat că sistemul energetic al Republicii Moldova este o sursă de bani murdari și instrument de șantaj din partea Federației Rus. Decenii, trei decenii. Dacă la nivel declarativ poți să-ți permiți să fii radical, pașii reale de consolidare a independenței și reducerea vulnerabilităților Republicii Moldova în raport cu Federația Rusă sunt mult mai dificil de realizat, necesită timp, resurse și mai puțin declarații. Domnule Antoi, dialogul nostru a ajuns la final și eu vă mulțumesc pentru această discuție. Vă mulțumesc pentru posibilitatea de a mă exprima cât de cât integral. Acesta este podcastul video pe agenda cu ediție nouă în fiecare zi de miercuri. Îl puteți găsi pe pagina Europei Libere, pe rețelele noastre de socializare și pe canalul nostru de YouTube, pentru că aici încercăm să găsim răspunsuri la întrebările care contează pentru dumneavoastră.